După o perioadă destul de secetoasă, în care cei mai mulți agricultori și-au făcut mari probleme privind desfășurarea campaniei agricole de toamnă, iată că a venit și momentul apicultorilor, care au găsit cea mai potrivită zi pentru a desfășura o activitate, eu zic, benefică lor. Este vorba de un simpozion de apicultură organizat de Asociația Crescătorilor de Albine, filiala Tulcea. Este vorba de simpozionul cu tema relansarea apiculturii cu sprijinul fondurilor europene și din bugetul național. Sigur că sufletul acestei organizări, acestui simpozion, este doctor inginer Aurelia Chirilă, căruia eu cel puțin îi mulțumesc și o felicit pentru organizare, dar bănuiesc că și toți participanții, numeroși, foarte numeroși, și m-a surprins numărul lor mare, ceea ce dovedește că există un interes deosebit pentru apicultură, nu numai pentru zona Tulcea, ci și pentru toată țara, pentru toată România. Pentru o discuție pe această temă am invitat alături de mine pe organizatoarea acestui eveniment, doamna doctor inginer Aurelia Chirilă. Bună ziua, doamnă! Doamna Dana Chircă, din partea Direcției Generale de Politici în Zootehnie și Industrie Alimentară, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Bună ziua! Doamna Cristina Șurlea, din partea APIA Central, Direcția de Măsuri de Piață. Bună ziua! Și doamna Irina Manole, directorul Oficiului Județean de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, Tulcea. Bună ziua! Aș vrea să vă întreb, doamna doctor Chirilă, pentru că sunteți sufletul acestei manifestări, sufletul ați organizat excepțional, cel puțin din punctul meu de vedere și din discuția cu cei mai mulți dintre participanți. Care de fapt a fost intenția principală a dumneavoastră legată de această manifestare? Ce ați dorit să transmiteți și ați dorit să rezolvați cu acest prilej? În acest moment, când apicultorii și-au retras tupinele pe vatra permanentă, am crezut că este momentul și am considerat, eu și colaboratorii mei, am considerat că este momentul să invităm apicultori din toate județele țării și persoanele responsabile de activitatea apicolă în accesarea fondurilor europene, atât pe programul național, și mă gândesc aici la prezența, am în vedere prezența doamnei doctor inginer Chircă Dana de la Ministerul Agriculturii și al doamnei Cristina Șurlea de la APIA București. Vorbesc de programul național apicol. Vorbesc de programul național apicol 2011-2013, cât și pe doamna director Irina Manole de la Oficiul Județean APDRP Tulcea, prin care se derulează măsurile pe APDRP, pe fonduri europene, pentru ca apicultorii să afle care sunt condițiile de accesare a acestor bani, cu atât mai mult cu cât în urma derulării, deci a unei experiențe înregistrate până acum, s-au observat niște deficiențe care înțeleg că se vor corecta prin hotărârea de guvern, va fi corectată hotărârea de guvern 245, și am ținut foarte mult ca cei mai mulți apicultori să afle de la sursă, deci de la aceste personalități și la aceste persoane și foruri care ne coordonează activitatea și modul de acces, ce condiții trebuie să îndeplinim, cum trebuie să accesăm aceste fonduri spre binele speciei și spre binele nostru. Care sunt principalele forme de sprijin despre care de fapt ați amintit și astăzi, dar dacă vreți să le mai precizați încă o dată, doamna Dana Chircă? Vorbim de măsurile prevăzute în Programul Național Apicol pentru perioada 2011-2013, pe care apicultorii le pot accesa începând cu data de 16 octombrie a fiecărui an până la data de 15 octombrie anului următor. În cadrul acestui Program Național Apicol pentru perioada 2011-2013 avem sprijin pentru achiziția de material biologic în ceea ce înseamnă familii de albine, roiuri la pachet și roiuri pe faguri și măci, sprijin pentru achiziția de medicamente
pentru întreg efectivul de familii de albine, de asemenea pentru achiziția de biostimulatori, produse biologice, suplimente nutritive. Ca o noutate este introdus în acest program decontarea stupilor care sunt achiziționați pentru cei care au fost deteriorați în pastoral și nu în ultimul rând analizele fizico-chimice care atestă calitatea mierii. De asemenea, o noutate în programul național apicol a fost elaborarea și multiplicarea ghidului de bune practici pentru apicultură, un document care într-adevăr era necesar apicultorilor și activității apicole. Am înțeles din dezbaterile de astăzi că a fost o serie întreagă de probleme pe care dumneavoastră le-ați întâmpinat atunci când ați recepționat dosarele de la asociațiile de apicultori, asociațiile crescătorilor de albine, dar și apicultorii la rândul lor au întâmpinat dificultăți în relația cu instituțiile statului și cu asociațiile respective. Ce anume a generat astfel de probleme cu care s-au confruntat și v-ați confruntat până la urmă? Da, într-adevăr, în urma derulării programului național am constatat o serie de neclarități care au fost percepute de către apicultori și de către formele asociative, pe care noi ne-am dorit să le modificăm și să le introducem în această schimbare a actului normativ. Nu sunt probleme grave, dar pentru o mai bună accesare și fluidizare a documentelor am considerat necesar să schimbăm sau să aducem precizări referitoare la eliberarea documentului sau, mai bine spus, a atestatului, diplomei sau certificatului care certifică pregătirea în domeniu, document care pe legislația națională se eliberează după o perioadă de timp după terminarea cursului, fapt pentru care noi am relaxat această perioadă și apicultorii pot aduce acest document până la data de 1 august. Avem adeverința de la Consiliul Local, care atestă numărul și proprietatea familiilor de albine. Și în acest caz am clarificat în actul normativ ca această adeverință să fie adusă până la depunerea cererii apicultorului la formă asociativă și autorizarea sanitar-veterinară să fie eliberată înainte de depunerea cererii apicultorului. Nu sunt probleme grave, dar pot într-adevăr apicultorii, datorită acestor date sau neclarități, să nu fie eligibili la accesarea fondurilor. Nu sunt probleme grave, dar se pare că există riscul să se piardă niște bani de către România și până la urmă de către apicultori dacă anumite reguli nu sunt respectate. Ce ziceți, doamna? Deci prin controlele efectuate de API 100% pe formele asociative care au depus cerere de plată și 5% pe apicultorii beneficiari ai acestor măsuri, credem că am reușit să dăm banii numai celor care au fost eligibili. Dar au fost probleme de natura care se determine, sancționarea celor care au solicitat aceste sume de a plăti și a returna banii la Uniunea Europeană? Persoane care să returneze banii către Uniune nu au fost, că au fost eliminați de API înainte de a primi banii. Controlele le efectuăm înainte de plată. De plată, fiind 1 august, ei cu toții sunt plecați în pastoral, dar având posibilitatea de a merge la asociație și a lăsa toate documentele cu solicitările care le doresc, cu achiziția medicamentelor pentru întreg efectivul de animale, de albinuțe și toate achizițiile de stup, de familii de albine și analizele mierii pe care le fac, au posibilitatea să-și achiziționeze tot. Și una altă oportunitate este că forma asociativă, având un număr foarte mare de beneficiari și cu toate solicitările de la toți apicultorii, se poate negocia cu producătorul și le poate achiziționa aceste produse la o calitate foarte bună și la un preț la fel de bun. Știu că Tulcea primează, dacă pot să mă exprim așa, în ceea ce privește numărul de proiecte realizate, atât pe apicultură, dar și pe alte măsuri. Doamna Irina Manole, care de fapt este situația la Tulcea? Și poate vă referiți un pic și la regiunea din care faceți parte, la regiunea Constanța.
Deci, pentru apicultură sunt două măsuri, 141 și 112, iar apicultorii au aplicat pe amândouă cu excelență pe amândouă măsurile. Deci putem să spunem că apicultorii primează în accesarea acestor fonduri pe cele două măsuri. Când spuneți primează, la ce vă referiți? Pentru că sunt și alte sectoare, legume, zootehnie, mă rog, dar ei au această formă asociativă, acest grup de pe apicultură unde mai bine organizat. Doamna conduce cu excelență și sunt foarte bine organizați și foarte uniți și au la cine merge efectiv să ceară un sfat. Asta este foarte bine. Am încercat cei 3 ani de zile de când sunt aici la OJPDRP să unesc și alți agricultori, să fac un grup al oierilor, un grup pe agricultură, un grup pe legumicultură. Într-adevăr, este un grup care funcționează pe Sabangia, un grup pe legume. Vreau acum pe Cerna să facem un grup pe ovine, pe caprine, dar vedeți, dumneavoastră, nu este un interes. Discutam mai devreme aici cu cineva și le povesteam cum că pot face pe grupuri și că sunt mult mai bine, spuneți, data acea parte, 50-80%, mă rog, partea de cofinanțare este mai mică pe grup. Dar știți ce mi-au zis? Legislația ne fiscalizează de 2 ori. Legislația nu ne este favorabilă. Umbleați la legislație și o să vedeți că toată țara se asociază. Deci, pentru mine, ei au tras un semnal, deci ar trebui să umblăm la legislație ca ei să se asocieze. Aș fi vrut să vă referiți ceva mai mult la numărul de proiecte. Eu am înțeles dintr-o discuție anterioară că Tulcea primează în ceea ce privesc măsurile sau proiectele realizate și depuse pe apicultură, dar și pe alte măsuri. Da, de-a lungul celor 3 ani am încercat să promovez aceste fonduri europene. Deci omul care nu lucrează pentru oameni într-o funcție publică nu are ce să caute acolo. Nu este reticență, dar nu este informare. Deci oamenii nu accesează că nu sunt informați, nu este nimeni reticent să primească. Și atunci se înțeleg că unul din motivele pentru care doamna Chirilă, iată, a organizat o asemenea manifestare astăzi este și acesta, ca apicultorii să fie bine informați, cel puțin pe această zonă. Deci sunt bine organizați. Și bine organizat. Și cred că sugerați cu această ocazie ca și celelalte organizații profesionale, acolo unde există și chiar dacă nu există, să informeze foarte bine agricultorii și pe potențiale beneficiari ai banilor europeni. Să știți că în afară de 141 și 112, cele două măsuri arhicunoscute, sunt mult mai multe măsuri pe care apicultorii pot accesa. Dar nu știu despre ele. Nu știu despre ele. Și ce faceți ca să știe? Deci avem 1-2-3, le-am spus și astăzi. Avem 1-2-3, faceți procesare, asta se poate. 3-1-2, 3-1-3. Apicultura se îmbracă foarte bine și concubinează foarte bine, să spun așa, cu turismul. Deci le-am spus, sunt aici din toată țara, din Maramureș. Le-am spus. Da, în Tulcea deja aveți câteva exemple, doamna Chirilă, unde apicultura se îmbină foarte bine, să spun așa, cu turismul. Avem pe Slava Cerchez, avem pe Ciucurova, proiecte pe 1-2-3, pe procesare, și pe 3-1-2, centru de însămânțare artificială a măcilor, este singurul în țară. Deci noi, la Tulcea, în afară de proiectele numeroase pe 141 și 112, avem și pe celelalte măsuri, iar în următoarea sesiune a măsurii 313 vom depune foarte multe cereri de finanțare pe 313 pentru că îndeplinim condițiile de eligibilitate ale acestei măsuri. Se zice că vorbiți că îndeplinim. Înseamnă că dumneavoastră, din câte am reținut și dintr-o discuție anterioară, aveți un centru de consultanță pe proiecte, pe aceste măsuri. La nivelul asociației se face consultanță pe accesarea, deci condițiile de eligibilitate pentru toate măsurile. Și nu ne oprim numai la albine. Oricine în gospodărie pe lângă albine mai are și teren agricol sau alte animale,
Absolut totul este, constituie exploatația lui agricolă și acest lucru adunând duce la mărirea exploatației, deci la accesarea unei sume mai mari. Da, la nivelul filialei Tulcea se face o consultanță serioasă atât pe măsurile derulate prin APDRP, cât și pe programul național. Vă referiți nu numai la programul național apicol, bănuiesc, și la celelalte măsuri, că dumneavoastră aveți un centru de consultație, din câte am înțeles. Absolut, da, absolut, la toate mă refer. Doamna Chircă, spuneți-mi dacă toate aceste măsuri, programul național apicol, desfășurat de ceva vreme, de câțiva ani, simțiți, ați constatat la nivel de minister și dumneavoastră, doamna, de la nivel de APIA, ați constatat că a stimulat de așa manieră apicultorii încât numărul lor a crescut sau și numărul de familii de albine pe exploatație apicolă a crescut în urma acestui sprijin sau acestor bani care au venit de la Uniunea Europeană și de la bugetul național. Știu la ce vă referiți și ce anume vreți să auziți, dar pot să vă spun că programul național se desfășoară doar de 4 ani, deci este al doilea program, pentru că el se întocmește pentru o perioadă de 3 ani. Da. Și noi ne-am așteptat să crească numărul de familii de albine, dar am constatat că, de fapt, ele au fost familiile de albine, roiurile și măcile, au înlocuit familiile vechi, neproductive, și în felul ăsta noi am stimulat calitatea și mai puțin cantitatea. Așteptăm ca la finalul acestui program, în 2013, într-adevăr să simțim și în evidențe și în statistică creșterea numărul familiilor de albine. Putem să spunem că prin calitate am reușit și avem familii valoroase, sănătoase, care produc o cantitate de miere mult mai mare. Chiar asta vreau să vă întreb, ați urmărit calitate, dar și cantitate. Și cred că ați sezizat de acum, ați și spus de fapt, că a crescut și cantitativ cantitatea de miere, să spun așa, și probabil și a celorlalte produse apicole. Așa este, da. Ce puteți spune vis-a-vis de acest aspect? Ați simțit dumneavoastră, la nivelul dumneavoastră, că este eficient această abordare sau alocarea acestor sume pe zona apicolă? Foarte, foarte mult. Din statistica declarațiilor ale asociației pe numărul de familii de albine deținute. Dumneavoastră aveți o statistică a numărului de albine, așa cum spuneți, și asta spune foarte mult și puteți să vă faceți o imagine generală a ceea ce înseamnă apicultura cu 2 ani sau cu 4 ani în urmă și ce înseamnă acum după derularea programului național. Vă pot spune că în primul an de derulare au fost 67 de forme asociative care au depus cerere de plată. În anul 2 de derulare au crescut la 79 de cereri de plată depuse, în al treilea an 90, iar acum în anul 4 deja am ajuns la 110 forme asociative care au depus cerere de plată. Și a crescut și numărul membrilor asociațiilor. Da, să înțeleg că a spus ceva legat de derularea, sau tangențial măcar, de derularea fondurilor prin formele asociative. Credeți acum, ca reprezentant APIA și la direcția pe care o reprezentați, că derularea acestora prin formele asociative și la celelalte sectoare este benefică pentru economia națională? Este foarte benefică, considerând că forma asociativă îi poate ajuta, sprijini și să înțeleagă toate condițiile de eligibilitate impuse de regulamente și de actul normativ. Cred că dacă ar funcționa ca și beneficiari singuri, nu cred că ar reuși într-un număr atât de mare de beneficiari să depună cereri de plată. Nu, aici cred că este vorba mai mult de descentralizarea fondurilor europene. Deci cine face plățile? Cine implementează? Forma asociativă. Deci dă banii de la minister central, dă-i banii formei asociative să diriguiască. Pentru că un președinte de asociație, ce este la acolo de grup, el știe ce oameni are, care este oaia neagră din grup. Noi imediat ce prindem vaia, mai prins unul care n-a respectat regula și atunci îl dăm pe dosar Comisiei Europene. Deci noi dacă am da aceste fonduri jos acolo unde el are toată informația, știe toate oile negre și toate oile albe pe românește, da? Deci eu cred că acolo...
doamna director, principiul pentru pe care noi am încercat să-l... Acolo vreau să ajung, deci acolo vreau să se ajungă. Abia când se va ajunge acolo, vom avea grijă de bunul nostru și de banii noștri. Abia atunci. Da. Noi am avut o altă gândire și un alt principiu, care într-adevăr am încercat să-l punem în practică prin acest mod de derulare al programului național. Tot vorbim de asocierea crescătorilor și a fermierilor și de sprijinirea asociațiilor în vederea reprezentării acestor crescători. Este foarte greu, dacă nu ai un exemplu și dacă nu implici efectiv asociația în derulare, în consultanță, nu se poate. Până la urmă vorbim de puterea exemplului, exact, în tot. Și atunci am zis, haideți să încercăm și să facem apicultorul sau crescătorul, să vorbim la general, să vină la forma asociativă cu câteva documente care să îi justifice lui dorința, iar forma asociativă să se ocupe, pentru că asta este și greul formei asociative pe programul național, să se ocupe de tot ce înseamnă achiziție, centralizare, depunerea dosarelor la APIA, verificare, control și, într-adevăr, pentru ei, exemplul de față al doamnei dr. Chirilă este un exemplu pozitiv. Și dânsii simt că an de an apicultorii sunt mult mai mulți și, într-adevăr, forma asociativă pe acest principiu își arată rolul. Revenind acum la manifestarea de astăzi organizată de dumneavoastră, doamna dr. Chirilă, ce ați așteptat de la această întâlnire, dacă tot cum a derulat întâlnirea, tot ce s-a desfășurat și s-a prezentat aici, v-a satisfăcut ca organizator în primul rând și dacă ați simțit că apicultorii, cei participanți, repet, o participare surprinzător de mare, dacă v-a satisfăcut? Înainte de a vă răspunde la această întrebare, aș dori să fac o completare la ceea ce ați întrebat anterior, și anume dacă aceste fonduri europene s-au materializat într-un mod vizibil. Și eu, ca un practician și ca un om de teren, am să vă spun că da. Și nu cred că e de nevăzut faptul, de neobservat de oricine, indiferent că e sau nu apicultor, ca trecând de la Tulcea spre București sau oriunde, să observi că stupinele sunt mult mai numeroase, că au lăzi noi, că au utilaje, când extrag, toate sunt din inox, ambalajele sunt mai bune, au mijloace de transport specializate. Să știți că toate acestea s-au făcut numai prin fonduri, fie pe programul național apicol, fie pe măsurile accesate de către apicultori. Și acum, revenind la întrebarea pe care mi-ați pus-o anterior, eu sunt foarte mulțumită atât de prezența persoanelor care reprezintă Ministerul APIA și APDRP-ul, pentru că au adus niște lămuriri foarte utile și la un moment de mare importanță pentru apicultori, că degeaba afli după 2 ani când fondurile nu mai sunt la îndemâna lor, iar faptul că la această manifestare s-au prezentat apicultori din foarte multe județe, Maramureș, Dolj, Buzău, Covasna, Prahova, nici nu vreau să jignesc pe nimeni să spun că am omis, înseamnă că dânsii într-adevăr au nevoie de o manifestare a dânșilor în care să se informeze și să comunice, că este foarte important. De altfel, cred că sunt componentele care au cam lipsit și poate că dacă ar fi mai prezente la toate speciile, nu numai la noi, ar fi mai bine. Și iar voiam să mai fac o observație referitor la calitate, că s-a discutat dacă s-a observat calitatea. Eu vreau să vă dau un exemplu numai la județul Tulcea, că nu vreau să merg în grădinile altora. Județul Tulcea are foarte multe stupine certificate bio cu analize făcute în afară. Deci nu se poate spune că s-a aranjat ceva. Din afară sunt persoanele care fac inspecția, din afara țării. Și în afara țării, în laboratoare, se fac analizele, vin rezultatele. Lucrul acesta înseamnă calitate, deci noi putem ambala și exporta o miere de foarte bună calitate. Dumnezeu așa a făcut ca România să fie într-adevăr o grădină generoasă pentru albine.
Da, este foarte adevărat ceea ce spuneți. Pentru vis-a-vis de manifestarea de astăzi, m-a surprins plăcut prezența multor apicultori, cum spuneați, din mai toate județele României. M-a surprins plăcut iarăși și nu cred că trebuie să spun că m-a surprins, dar este o chestiune obișnuită ca reprezentanții instituțiilor principale cu atribuții în domeniu să fie prezente. Iată aici doamna Chircă, APDRP-ul și APIA iarăși prezență și de la nivel de județ de asemenea și de regiunea și regiunea, cum se spune, zona Constanța, nu? De sud-est. Așa, m-a surprins însă neplăcut prezența sau absența celor de la ACA Central. Eu cred că ar fi fost necesar să fie prezenți aici, să afle opiniile și ale dumneavoastră și ale autorităților centrale și ale apicultorilor până la urmă. Cum apreciați faptul că lipsesc de la asemenea întâlnire? Nici cum, prin dumneavoastră or să afle. Dar de ce trebuie să afle prin noi și nu neapărat prin apicultori și prin dumneavoastră, organizatorii? Da, mă rog, este un alt aspect care, nu, vreți să adăugați ceva? Da, eu aș vrea să spun că tot în sprijinul apicultorilor, pe site-ul Ministerului Agriculturii s-a deschis site-ul, de un an de zile mai bine spus, s-a elaborat site-ul Programului Național Apicol, unde toți apicultorii, dar și ceilalți interesați, atât mass media cât și cei care vor să devină apicultori, au informații referitoare la formele de sprijin, la formele de asociere cu date și adrese de contact, legislația și toate modificările sau propunerile lor sunt postate pe acest site al Programului Național Apicol, care este un site dedicat apicultorilor. Dacă îmi permiteți, eu nu vreau să măgulesc persoanele de față, dar eu, ca reprezentant al asociației, vă spun că ține mult de asociație să comunice pentru cu Ministerul, cu APIA, cu APDRP-ul, cu DADR-ul, pentru că dacă pornește întrebarea de la noi, cu siguranță avem răspunsul imediat. Deci eu personal, pentru toți membrii asociației pe care o reprezint, vreau să vă spun că am primit prompt orice informație când am solicitat-o. Deci dacă cineva se plânge că nu e așa, de la el este greșeala, de la el a plecat. Deci nu măgulesc pe nimeni. Sunt un om mai tranșant, dacă aș avea ceva de spus, aș spune-o. Deci există o comunicare foarte bună. Deci să înțeleg că există uși deschise la toate nivelurile. Important este ca cei interesați de informație să se adreseze acestor instituții și dumneavoastră până la urmă. Vă mulțumesc foarte mult. Sigur că ne aflăm la sfârșitul unui dezbateri foarte importante, simpozionul despre care s-a mai vorbit, organizat de către Asociația Crescătorilor de Albine din Tulcea. Pentru a concluziona vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat astăzi aici, am adus lângă mine pe domnul profesor Petre Iordache, un vechi apicultor, dar nu numai, și profesor universitar și realizator unei reviste de specialitate, și pe domnul Traian Enescu, Asociația Fermelor de Reproducție Apicolă din județul Prahova. V-aș vrea, domnilor, bună ziua mai întâi! Bună ziua! Aș vrea mai întâi, domnilor, să vă întreb care au fost, care sunt concluziile dumneavoastră după o asemenea dezbatere, domnul Iordache? Părerea mea că acest simpozion și-a atins scopul, în sensul că a lămurit pe apicultori cu ceea ce urmează referitor la decontarea cheltuielilor pe baza Planului Național Apicol, definind și unele greșeli care s-au făcut în timpul realizării actelor de decontare și cum trebuie să facem pe viitor ca să putem accesa toți banii care ne sunt pus la dispoziție de Uniunea Europeană și respectiv de Guvernul României. Deci ceea ce vi s-a prezentat de către reprezentanții Ministerului, reprezentanta Ministerului Agriculturii și a APIA Central, cred că au fost suficient de clare și bănuiesc că în urma acestora greșelile, să le spun așa, vor fi mult mai puține sau poate chiar nu vor mai exista.
Care este punctul dumneavoastră de vedere vis-a-vis de organizarea unei asemenea manifestări și dacă le considerați utile aceste întâlniri ale apicultorilor cu formele asociative și mai ales cu reprezentanții principalelor instituții ale statului cu atribuții în această zonă? Reprezentând într-o asociație profesională apicolă, am fost într-o permanență colaborare și instruire cu reprezentanții Ministerului Agriculturii, cu reprezentanții APIEI și am reușit ca în termen normal să putem să justificăm actele în mod corect. Am accesat și anii trecuți, însă gradul de dificultate al anului ăsta a fost un pic accentuată și pentru simplu motiv actele, documentele care au fost înaintate de către apicultori au fost aduse cu întârziere. Oricum, APIA ne-a pus la punct, ne-a dat un ghid pe care l-am respectat și am reușit 96% să accesăm fondurile pe care Uniunea Europeană și Guvernul României ni le-a oferit. Domnul profesor, am înțeles că în afara subiectelor abordate astăzi mai sunt și alte probleme cu care apicultorii se confruntă, nu numai în Tulcea, unde ne aflăm acum, ci și în țară în general, la nivel național. Care sunt cele mai acute probleme la care făceați referire cu ceva vreme în urmă? Una din probleme, care e o problemă foarte delicată și deranjantă pentru toți apicultorii, e faptul că au început și în România să se manifeste tendințe de falsificare a produselor apicole. Da, nu este o noutate, din câte știu. Nu e, dar nu era un fenomen atât de agravant. În sensul că, începând de anul acesta, pe Planul Național Apicol, s-au decontat sau s-a dat posibilitatea să se deconteze niște suplimente nutritive, printre care zaharuri invertite. Și unii apicultori au încercat să, cu aceste zaharuri invertite, nu să-și întărească imunitatea familiilor de albine, ci să fabrice cantități mai mare de miere. Fie prin alimentarea familiilor de albine în timpul culesurilor cu aceste zaharuri invertite, fie prin adăugarea directă în miere acestor zaharuri invertite. Foarte mulți procesatori declară că s-au confruntat cu acest fenomen, în sensul că au cumpărat miere de la diversi producători, apicultori, și când au făcut analiza mierii, s-au trezit că mierea are adaosuri în ea. E o situație deja creată. Ce e foarte gravă, este foarte adevărat. Ce credeți că trebuie făcut pentru eliminarea acestor practici, pentru anularea lor? Necazul este unul, zic eu, de fapt, principal. În sensul că acest producător care reclamă că sunt apicultori care au falsificat mierea, nu pun la dispoziție documentele din care să reiasă această falsificare. Dar totuși falsificarea există. Și în supermarketuri, dacă ne ducem, găsim la prima vedere miere care nu arată așa cum ar trebui să arate. Eu cred că ar trebui constituite niște comisii mixte, în sensul că trebuie să fie reprezentați din cel puțin trei organisme care să facă verificările acestor sorturi de miere. De ce zic cel puțin trei? În faptul că aceștia să nu mai poată fi cumpărați. Da, e o problemă destul deosebită, o calific eu, și gravă în același timp. Cred că trebuie lămurită și prin elaborarea unor acte normative care să diminueze măcar aceste practici. Haideți să schimbăm un pic foaia, să spun așa, să schimbăm un pic subiectul și să vorbim despre ceea ce fac fermele producătoare, fermele de reproducție în apicultură. Dumneavoastră, domnule Enescu, sunteți reprezentantul unei acestei asociații în Prahova. Ce faceți ca
familiile de albine să devină mai puternice, mai prolifice prin ceea ce realizați în această fermă? Suntem instalați în zone fără poluare. Încercăm să facem material biologic. Mai exact unde, pentru cei care ne urmăresc? Suntem în zona din nordul Vălenului de Munte.